Accidentul a avut loc puțin după lăsarea întunericului. Inconștient și fără permis de conducere în buzunar, un tânăr de 23 de ani și-a băgat prietenul în spital după ce a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens. S-a izbit frontal de un alt autoturism condus de o femeie de 58 de ani. Nu a făcut nicio depășire. A ieșit în față. Pur și simplu a ieșit în față. Atât am văzut că doar era în fața mea și era vizibil. Până să apuce să coboare din mașină, femeia spune că șoferul s-a făcut dispărut. N-am reușit pe ușa aia să ies. Au venit băieții ăștia și au zis că a fugit șoferul. Tânărul de 23 de ani nu era singur în mașină, ci împreună cu alți trei prieteni. Unul dintre ei a fost rănit și transportat la spital pentru investigații amănunțite. În urma verificărilor efectuate de către polițiști în bazele de date, aceștia au constatat faptul că tânărul de 23 de ani nu posedă permis de conducere. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.